Acțiunea de împădurire a devenit o tradiție în țara noastră și se desfășoară de mai bine de 130 de ani. Evenimentul ce poartă numele Luna Plantării Arborilor se va desfășura anul acesta în perioada 15 martie-15 aprilie la Ocolul Silvic Bolintin. Reprezentanții Ministerului Apelor și Pădurilor, ai Regiei Naționale ale aceluiași minister, precum și elevei școlilor generale din zonă, vor lucra împreună la împădurirea suprafețelor unde s-a exploatat masa lemnoasă în ultimii 2 ani. Copiilor și membrilor celor 2 instituții li se vor alătura și angajații celor 4 ocoale silvice de pe raza județului Giurgiu. Este un eveniment care se organizează la Ocolul Silvic Bolintin, se cheamă Luna Plantării Arborilor. Vă spun că Luna Plantării Arborilor este organizată în perioada 15 martie, 15 aprilie. Este cea mai importantă acțiune de împădurire în care se împăduresc toate suprafețele pe care s-a exploatat masele noastre în ultimii 2 ani. Vom avea invitați din partea Ministerului Apelor și Pădurilor la nivel de ministru, din partea Conducerii Regiei Naționale a Pădurilor. Va participa tot personalul silvic din cadrul Direcției Silvice și acelor 4 ocoale silvice, invitații din cadrul județului. Potrivit directorului Direcției Silvice Giurgiu, în acțiunea de împădurire se va pune accent pe refacerea unei specii importante de stejar. Suprafața împădurită va fi de aproape 4500 de hectare. Luna Plantării Arborilor este unul din cele mai importante evenimente silvice și reprezintă o măsură de resensibilizare a publicului și a factorilor decizionali cu privire la importanța pădurilor, a rolului lor esențial în menținerea echilibrului ecologic.